Salut, Cătălin! Ce părere ai despre conferința Clubului Studențești Liberale la care participăm amândoi împreună din postura de membru a Partidului Național Liberal? Cum ți se pare până acum? Mi se pare un lucru foarte bun că au venit foarte multe personalități ale Partidului Național Liberal, pe care este numai Răducrii Albănescu, Barujan Vărganian, Alina Gorghiu, Cristiana Dumitei. Îmi place că... Ionu Stroie, bineînțeles, prietenul și colegul nostru, deputatul Ionu deputat Stroie, pe care chiar vreau să-l amintesc și vreau să spun că a avut o intervenție foarte, foarte bună și un discurs bun și este... Pe care am înregistrat. Da, pe care îl veți vedea pe blog și a avut o intervenție pe educație, un discurs bazat pe educație. Alegerile sunt desfășurate foarte bine, într-un mod democratic, așa cum bineînțeles că Partidul Național Liberal ne-a obișnuit pe toți și acum ne pregătim să votăm. Ok, asta e. Bun. Mulțumesc, Cătălin.